Hristos a înviat, a spus de fapt îngerul femeilor mironosițe, care dis de dimineață veniseră cu atâta dor la mormântul Domnului. Hristos a înviat, a simțit și Maria Magdalena, care neîncrezătoare în ceea ce văzuse, se întoarce la mormânt căutând dovezi pentru înviere. Avea o stare de pustiire, care îi cuprinsese inima și plângea la mormânt. Atunci a văzut doi îngeri, unul la cap și altul la picioarele unde zăcuse Iisus, care au întrebat-o de ce plânge. Ea le-a răspuns cu tristețe: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Fără îndoială că a auzit un zgomot, nu a mai așteptat răspunsul îngerilor, s-a întors și l-a văzut pe Iisus aproape, dar nu l-a recunoscut. Ca și îngerii, Mântuitorul a întrebat-o de ce plânge, pe cine caută. Maria a crezut că este grădinarul și l-a întrebat dacă el a luat trupul lui Iisus, rugându-l să-i spună unde l-a pus, ca ea să se ducă să-l ia. Atunci Iisus a chemat-o pe nume Marie. În clipa aceea l-a recunoscut. Îndoiala se topise în inima ei. Voi ați avut vreodată îndoieli? Să nu știți ce să faceți, pe cine să credeți sau în cine să credeți? Să nu uitați că apostolii lui Hristos s-au îndoit și ei, ca oameni simpli, s-au îndoit. Când Iisus vine la ei prin ușile încuiate, acesta le spune așa: de ce sunteți tulburați? Și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeți mâinile și picioarele mele că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, așa cum mă vedeți pe mine. Fără îndoială că ucenicii l-au pipăit și totuși au continuat să se îndoiască. După 8 zile, adică în duminica a doua după înviere, iar s-a arătat Iisus Hristos ucenicilor trecând prin ușile încuiate. Atunci era și Toma de față. După ce le-a spus din nou pace vouă, a spus cu mustrare spre Toma: adu-ți degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu-ți mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Iar Toma, pipăind și văzând rănile, cuprins de frică și uimire, a strigat cu smerenie: Domnul meu și Dumnezeul meu! Iar îndoiala lui Toma s-a stins și ea. Toma șterge îndoiala și pune în locul ei credința. Credința este forța interioară care îl face pe om curajos, iubitor și gata să primească cu dragoste tot ce îi va dărui Dumnezeu. Ca apostolul Toma suntem și noi de multe ori. Avem nevoie de dovezi ca să credem. Despre credință avem una dintre cele mai frumoase definiții, la Sfântul Apostol Ioan: aceasta este biruința care a biruit lumea, credința noastră.